După ce în ultimii ani am cucerit practic toate trofeele internaționale, am decis totuși să organizăm și ceva, un turneu impresionant la Chișinău și vedem că ne-a reușit. Au participat la turneu 6 echipe care au jucat fiecare cu fiecare. Mă bucur foarte mult că echipa noastră a câștigat acest turneu. Să știți, aduc sincere mulțumiri tuturor partenerilor de dezvoltare. În primul rând, partenerul general al Asociației Presă Sportivă din Moldova, Asociația ASICS, care permanent este alături de presa sportivă. Первый раз мы приехали в Молдову командой, то и нам очень понравилось здесь. А команда Молдовы блестящая, они организовали турнир. Мы с первого дня и вчера после игры мы поехали на винозавод. Мы там много чего увидели, нового. Очень прикольно было, хорошо, и сегодня, конечно, все на высоком уровне. Спасибо. Мы знаем, что национала Молдовы это peste un sfert de secol. Condițiile de aici extraterestre și de bază de joc și de cazare și de stare de spirit, totul a fost excepțional. A fost un meci extraordinar, un meci cu intensitate maximă, mai ales că avem de luat o revanșă în fața României. Pierdusem la început, atunci când eram în primele meciuri, am pierdut cu 4-2 și am venit montați. Eram obosiți, deja nu mai puteam, nu mai reușeam să mai ținem ritmul. Mulți dintre noi am intrat accidentați, dar dorința de a câștiga a fost una mare și 3-1 cred că este un scor echitabil pe care l-am meritat, cu siguranță. E ca și cum Moldova ar găzdui Eurovisionul, probabil mega eveniment, mega atmosferă. Sunt foarte fericit pentru că în sfârșit și eu cu echipa selecționată a Moldovei, a juleșilor am luat pe locul 3. Federația Moldovenească de Fotbal mereu vă sprijinie pe cei tot care promovează modul sănătos de viață și mai ales fotbal. Eu cred că băieții noștri a fost cel mai bun și eu sunt foarte bucuros. ASICS totdeauna vă susține Federația Sportivă Presă, deoarece noi credem că prin presă sportivă toată lumea vă știe toți noutățile care sunt conectate cu succesele sportiv moldoveni.